Pe cele două echipe care se vor confrunta astăzi. Mai întâi oaspeții, cu oportunii afumați. În poartă, Mihai Obrădincu, numărul 12, numărul 24, Bogdan Stancu, 3, Adrian Nedelea, 4, Gheorghe Mocoș, 16, Sergiu Bar, 19, capitanul echipei, Marian Vladu, 7, Eduard Nicola, 8, Cristian Valgiu, 9, Marinica Ionică, 10, Alexandru Surugiu, 11, Daniel Chiriga. Rezerve pentru portar Andrei Cioară, jucător de câmp Constantin Robicek, Robin Saia, Vrabie, Gheorghe Stanca, Andrei Voican, Valentin Funieru și Ștefan Vasile. Echipa gazdă, Clubul Sportiv Colegiul Național din Nicu Golescu. În poartă, Adrian Tănase, jucător de câmp cu numărul 3, Cristian Angelina, numărul 8, Alexandru Zaharia, numărul 6, capitanul echipei, Marius Vaciu, numărul 4, Mihai Dobulescu, numărul 13, Daniel Mihailescu, numărul 5, Teodor Mălâncioiu, numărul 11, Georgian Genaru, numărul 2, Ciprian Heroiu, 7, Lucian Toader, 17, Moise Măzărache. Rezerve pentru portar, Ina Răzvan, jucător de câmp, Cătălin Chirca, Chira, George Dulgheru, Cosmin Miloși, Alexandru Florescu, Alexandru Lunea și Ionuț Leca. Arbitrii centrali, Cristian Catană, Târgoviște, asistenți, Cosmin Bădescu și Ionuț Duțu, din Moreni, respectiv Târgoviște. Antrenorul echipei gazdă, Alexandru Popovici. Secund, Ovidiu Tică și Liviu Hapaina. Stai să fac și eu așezarea în teren. Hai că stau aici.
Uite aici, nu? Jucătorul cu numărul 9, Marinica Ionica. Bună ziua, domnilor și domnilor, iubitori ai fotbalului din Câmpul Mușel. Astăzi, 30 august, are loc prima etapă a campionatului diviziei C la fotbal, seria 3, care se întâlnesc echipa Faniona Câmpul Lungului CS din Nicu Golescu, nou promovată, și o mai veche pretendentă la promovare în divizia B, CS Afumați. Din păcate, echipa gazdă a Mușelului nu a simțit tracul divizia 3 și este 2-0 acum, o centrare perfectă de pe partea stângă în direcția de atac a jucătorului Nicola Eduard, ia la același număr 9, care cu 5 minute mai devreme reușește să deschidă scorul, Ionică, mărește diferența pe tabela în marcaj, făcând scorul la 2-0. Așa cum vă spuneam, astăzi la debut echipa mușceleană, din nefericire sau din păcate, cum vreți să spunem, întâlnește una dintre cele mai puternice echipe ale seriei a treia a diviziei C, CS Afumați. De fapt, ne aflăm în minutul 12 și deja scorul este 2-0 pentru Aspeți. Haideți să vedem echipele care se confruntă astăzi. Începem cu Oaspeți, CS Afumați. În poartă numărul 12, Mihai Obretin, jucător de câmp. Pe linia de fund, Bogdan Stancu, Adrian Nedelea, Gheorghe Mogoș, Sergiu Bar. La mijloc, Marian Vladu, Eduard Nicola, Cristian Balagiu, Sergiu Alexandru. În față, Cristian Ionică și Daniel Chirilă. Echipa gazdă a început acest meci în următoarea formulă.
în poartă Adrian Tănase, jucător de câmp Cristian Angel, Alexandru Zaharia, Marius Vaciu, capitanul mușcelenilor, Mihai Băduleanu, Daniel Mihailescu, Teodor Mălâncioiu, Georgian Genaru, Ciprian Heroiu, Lucian Toader și Moise Mazarache. Cred că nici cel mai pesimist iubitor al fotbalului de la Câmpul Mușel nu s-a așteptat ca în minutul 15 tabela de marcare să arate 2-0 pentru Aspeți. O degajare puternică a portarului de la Fumați, fundașul dreapta Zaharia reușind să respingă în corner. Se pregătește să execute această lovitură de colț de pe partea stângă în direcția de atac a celor de la Fumați. Chirilă. În alt pe 6 metri reușește să respingă portarul Tănase. Pentru moment, mingea a fost la jucătorii noștri. Au recuperat Oaspeții care au pierdut mingea în... A ieșit mingea în afara terenului de joc. Aruncăm de la margine. Mihailescu încearcă să-l pună în valoare pe Heroiu. Singur pe dreapta Zaharia, dacă nu mă înșel, a încercat un șut centrare mult peste cadrul porții. A rămas dator cu arbitrii acestei partide, la centru Cristian Catana din Târgoviște, iar asistenții Cosmin Bădeanu și Ionus Duțu, ambii din Târgoviște. Se joacă pe contre la mijlocul terenului Băduleanu. L-a oprit prin faul pe Mogoș. Tot acesta se pregătește să se execute lovitura liberă. Surugiu îl găsește foarte liber pe Nicola. Centrare foarte frumoasă acestuia, reușim să respingem de acolo. Toader repune de la margine, foarte frumos. Mihailescu. Toader. Un triunghi de pase foarte frumos. Mincea revine cu noroc la Toader. Acesta încearcă să-l pună în... Din păcate, Anghelina scapă mingea în afara terenului, iar Oaspeții repun de la margine. Surugiu încearcă să-l pună în atac pe autorul celor două goluri, Ionica Marinica. Fundașii mușceleni să joacă cu nervii suporterilor din tribună.
Toader. Nu știu ce ar putea să facă Toader de unul singur, s-a închis acolo, în sfârșit a reușit să treacă foarte frumos de doi jucători de la Fumați. Tușierul Bădeanu a văzut acolo o obstrucție a lui Toader asupra lui Mogoș. Apărarea Mușelă a reușit să respingă, să scoată mingea până la jumătatea terenului, acolo la Măzărache, faultat la mijlocul terenului de jucătorul Sergiu Bar. Un jucător cu state vechi pentru cunoscătorii fotbalului din Câmpul Lung. Acesta a evoluat mulți ani în eșalonul superior la nivelul diviziei A și diviziei B. Mușelul beneficiază de o lovitură liberă aproximativ 30 de metri, puțin lateral dreapta, în direcția lor. Vedeți ce se execute Mihailescu, să vedem ce soluție va alege, nu o lasă pe Angelina. Se joacă scurt, șut puternic în Nedelea. Acesta este foarte, acesta a căzut jos din cauza impactului cu balonul care a fost șutat foarte puternic de Angelina. S-aud în cer? S-a degajat de la o poartă la cealaltă. Portarul Tănase își caută cu un coechipier liber. Degajează lung, căutându-l pe Măzărache sau Toader, însă apărarea din celor de la Fumație reușește să respingă mingea. Repunem de la margine prin Zaharia. Zaharia primește de la Mălâncioiu. Eroiu a încercat să-l pună într-o situație favorabilă pe Măzărache, însă mingea a fost foarte puternică și a ieșit în au departat. Foarte frumos Genaru, însă mingea a fost foarte puternică. Măzărache neputând să ajungă la acest balon. Dacă la începutul partidei mușcelenii abordau acest meci într-o așezare tactică un 3-5-2, acum, după ce oaspeții au reușit să marcheze de două ori, echipa se vede așezată pe trei linii, un 4-3-3.
Alexandru Popovici, antrenorul principal al celor de la Câmpul Lung, încercând să-i surprindă pe cei de la Afumați cu Mălâncioiu, care a fost trecut din mijlocaș la închidere, un mijlocaș ofensiv. O bâlbâială acolo în care oaspeților mingea ajunge la portarul celor de la Afumați. O parte a susținătorilor echipei mușelene de aici, de la tribuna principală, încearcă să îi încurajeze pe mușeleni, însă este tardiv. 20-30 de copii au scandat mușelul, însă acum la limita offside-ului Ionica. La limita offside-ului a fost, dar dă încrezare asistentului de pe partea dreaptă, Duțu Ionuț, care a ridicat prompt fanionul. Altfel, din nou, era o situație delicată pentru echipa din Câmpul Lung. Foarte frumos, foarte frumos. Surugiu l-a găsit pe Chirila acesta, cum a încercat să-l surprindă pe portarul nostru cu un șut plasat, însă Tănase a fost la pușare, ținut acest balon. Foarte frumos în față, a scăpat. Cea mai mare ratare a mușelenilor, faza nu s-a încheiat, șut din nou, au respins apărătorii echipei oaspete. Genaru scăpase singur spre poarta oaspeților. Acum fazele decurg cu repeziciune la poarta noastră, e un fault. Centralul Catana a observat acolo o neregulă la intervenția lui Angelina asupra acelui Surugiu. Tot Surugiu se pregătește să execute această lovitură foarte periculoasă. Lateral dreapta din preajma căruia de 16 metri. Un jucător complet acest Surugiu, jucător perfect și cu de piciorul drept și de piciorul stâng, șutează puternic peste poarta, peste transversala porții apărate de Tănase. Vă spuneam, acest Surugiu, un jucător complet din ce am putut vedea până acum, joacă cum pe dreapta, cum pe stânga, folosește foarte bine și piciorul stâng și piciorul drept și cu capul. El practic a făcut tot jocul până în acest minut al partidul. El a făcut tot jocul oaspeților echipei de la CSE Afumați. Surugiu, o deviere frumoasă către Vladu. Acesta îl caută cu o minge în lătrea pe Nicola. Foarte frumos centrează Nicola de pe partea stângă, reușind să respingem de acolo. Acela Surugiu încearcă să găsească pe Chirilă. Acum am recuperat prin Angelina. Ne jucăm cu ocaziile, ne jucăm cu ocaziile. Zaharia pentru a doua oară scăpa singur cu portarul Obretim, nu reușește să trimită spre poartă mai periculos.
Practic s-a jucat cu ocaziile echipei din câmpul lung. Practic, dacă la prima situație de gol a Mușelenilor din urmă cu aproximativ 5 minute Zaharia a șutat puternic în portarul Obretim, acum acesta a tratat cu superficialitate acea fază. Jocul s-a mutat în jumătatea noastră de teren. Recuperează Nicola, același număr 9, Ionică, la un pas să facă hat-trick-ul. A șutat puternic din unghi, mingea a trecut paralel cu linia porții. De ceva timp, oaspeții au pus tămărire pe centrul terenului. Mai mult, mingea se află în jumătatea Mușelenilor. Acum, Tăneasa a încercat să îl angajeze în atac cu o minge aruncată cu mâna până la toader, însă acesta n-a reușit să intre în poziția mingii. Zaharia face o gafă și este 3-0. Dacă nu mă înșel, același Ionică. Da, același Ionică Marinică a reușit să înscrie. Așadar, din minutul 30, CN Dinicu Golescu, CSA Fumați, 0-3. Mușelenii se așteptau să aibă un meci greu astăzi în compania celor de la Fumați, însă nimeni nu credea că la în minutul 30 scorul să fie 3-0 și s-ar putea ca acesta să capete proporții. Nicola pasează, îl găsește în spate pe Vladu. Ionică foarte frumos, 1-2 cu Chirilă, însă acesta scapă balonul și Mușelenii repun din colțul careului de 6 metri, respirând ușurați. Au fost la un pas să mai primească un gol. Ar fi fost poate nedrept ca în minutul 35 tabela să indice un neverosimil 0-4. Neverosimil scor. Faul dur acum alu Mogoș la Angelina și vedem, asistăm la primul cartonaș galben primit de Mogoș. Toader scurt la Angelina, acesta centrează lung peste întreaga apărare și mingea este în afara terenului de joc.
foarte frumos. Indirectă. Mălâncioiu a ridicat piciorul și Catană acordă lovitură indirectă pentru Oaspeți. Ce frumos lovește acest rugiu mingea. A trimis o pasă de cel puțin 45 de metri, unde l-a găsit pe Kiril, acesta a întors mingea înapoi până la Vladu. Nicola. Nu se înțeleg apărătorii mușceleni și trimit mingea în corner. Heroi a fost acolo, care a încercat să trimite cu pieptul portarului Tănase, însă acesta era prea departe de jucătorul nostru și n-a mai putut să mai reține mingea, scăpând-o în corner. Același Surugiu centrează de pe partea stângă. Mingea ajunge la Nicola. Mingea rămâne în posesia. Mingea rămâne în posesia jucătorilor de la Fumați. Stancu. Surugiu a încercat să-l găsească lovitură de cap pe Ionica. Spiritele se încing. Jucătorii gazdă au făcut mai multe faulturi la mijlocul terenului. Respingem de acolo, din preajma acolo de 16 metri, respingem un haut. Din păcate, nu mai reușim să mai facem nimic, să mai închegăm nici măcar două pase. La mijlocul terenului ieșim cu pase lungi. Pase fără destinatar. Toader joacă în bandă cu Zaharia. Măzărache n-a reușit să țină balonul în teren. O posesie covârșitoare a balonului în partea jucătorilor oaspeți. Nicola cu acest Ionică, autorul celor trei goluri de până acum, îl pune într-o situație foarte bună pe Vladu. Îl așteaptă pe Nicola. Centrare frumoasă acestuia. Reușim să respingem de acolo până la Măzărache. Măzărache nu reușește să pună un stop. Mingea revine oaspeților până la același Surugiu, care îl găsește perfect cu o pasă pe Ionică. Însă nu pasa acestuia la 7 metri, n-a găsit central, n-a găsit pe nimeni, n-a găsit niciunul cu echipier. Toader, poate singurul mușelean care a mai încercat câte ceva în meciul de astăzi. Ocazie mare, ocazie mare a celor de la Fumați. Vladu singur cu portarul Tănase nu reușește să preia și scapă mingea. Condiție fizică de invidială echipa din Afumați. Centrare perfectă a lui Stancu. Însă Vladu sare contratemp și și lovește greșit balonul.
Nicola îl găsește foarte bine pe Ionică. Acesta până la Surugiu, întâmpinat de Toader, care întârzie faza de atac a oaspeților. Măzărache scapă frumos de Nedelea, însă se împiedică în mingea, a încercat să mai facă un dribbling și a scăpat mingea în afara terenului de joc. Toader într-o situație bună, însă îi scapă și acesta mingea de sub picior. Mușurel se precipită, încercând să mai reducă din handicap. Se precipită foarte tare în fața porții. Centrare frumoasă toată. Ce încearcă Măzărache acolo? Un semivoleu al lui Heroiu, însă a șutat în Mogos. Nicola i-a făcut viață grea lui Angelina astăzi, acest număr 7 de la oaspeți, Nicola. Ionica a încercat să-l pună în situație bună pe Surugiu, însă acesta nu mai prinde mingea și iese în apara terenului de joc. Repun mușelenii. Ne aflăm în minutul 41-42 al acestei partide, în continuare CN Dinicu Golescu, CSA Fumați 0-3. Poate la pauză Alexandru Popovici reușește să-și impulsioneze
elevii și astfel reușim să mai reducă din handicap și de ce nu să reușească să întoarcă rezultatul, ceea ce mi se pare un lucru extrem de greu, având în vedere jocul oaspeților, care este total superior al celor de la Mușcelul. Acum o fază pe contraatac a mușcelenilor, Zaharia. Heroiul întoarce până la Vaciu, însă este blocat pe marginea terenului. Repunem de la margine prin Angelina. Pentru mușceleni, repunem de la margine prin Angelina. Din păcate, mușceleni se precipită când ajung la 16 metri de partea adversă, se precipită și nu mai reușesc absolut nimic, nici măcar să mai alege 2-3 pase. Genaru pierde în duel 1-1 cu Nedele. Balju încearcă să-l găsească cu o pasă lungă pe Vladu Marian. Reușim să scoatem mingea din zona careului nostru prin Zaharia. Acesta îl pune Mazărache pe sub mingea. Cred că este pentru prima dată când Surugiu pierde mingea. Repunem prin Angelina. Mazărache n-a reușit, nu i-a reușit stopul și mingea își lua aspeți. Recuperăm prin Mihailescu. Ionica Chirilă, într-o incursiune pe partea stângă, reușim să respingem prin Zaharia.
Angelina. Mușcelenii mai câștigă teren. Repunem din margine prin Angelina, mingea la Mazarache. Vladu a încercat să-l găsească pe același Ionică cu o minge infiltrată, însă apărătorii noștri au fost atenți și au reușit să respingă. Zaharia și fluier de sfârșit al primei reprize. Scorul este 3-0 pentru Oaspeți în primul meci al mușcelenilor pe teren propriu în divizia C din seria 3-a. CN Dinicu Golescu, ACS Afumați, 0-3. Revenim după pauză.